Deșteptarea. Eu în obor am niște momente. Prin mai, iunie, le cau pe alea mici cu țugui. Țugui care sunt toxice, ce vorbește lumea, sunt fel de fel de povești. Alea toxice sunt cele mai bune. Eu, alea, da, aș vrea să mănânc o viață. Alea cu sâmburi care sunt dulce acrișoare, așa. Anul ăsta am reușit o singură dată să găsesc unele cât de cât. Da. Și pe urmă, prin august, iulie, august, veneau alea grase. Da. Alea mari. Au fost episodice. Mm-hmm. Și eu cred că am mâncat anul ăsta de două ori rușii bune. Da. Luate din piață de fiecare dată. Dezastru al tomatelor. Da. Bine, și cred că și din cauza secetei. Și din supermarket, singurele pe care le mănânc, din păcate sunt foarte scumpe. Cherry. Sunt, da, cherry sunt unele care și miroase roșii. Da. Au niște condiții mai intense, așa. Dar alea, știi, băi, mâncam roșii când eram mic, cu castronul, practic. Da, da, da. Iei două folii de alea de roșii cherry și le mănânci ca pătru fandale. Deci s-a întâmplat ceva. Una peste alta, România a importat ceva mai mult de 62.000 de tone de roșii. Prețul mediu al roșilor importate a fost anul acesta de 1,36 euro pe kilogram. Dar cum funcționează programul Tomata, dacă e cineva care nu știe? Programul acesta prin care fermierii care cultivă roșii primesc câte 3.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați de cultură. Rupe, domne, în 2022-2023, producția de tomate din România a scăzut sub 300.000 de tone. De la 500.000 de tone în 2021. Deci, pe măsură ce se bagă mai mulți bani, în egală măsură, proporțional, scade producția și se importă mai mult. Dar te gândești, bom, poate măcar că România exportă, deci cumpără, dar și exportă, deci cumpără, importă din Turcia 62.000 de tone de roșii, cât exportăm? Păi nu exportăm, în sensul că vorbim de cantități realmente fără semnificație. Pentru o țară de 20 de milioane de locuitori, exporturile de tomate românești au fost de 1107 tone în 2021 și 3144 de tone în 2022. Observă site-ul G4Food. Care va să zică, în rezumat, în ciuda programului Tomata, care injectează subvenții de peste un sfert de miliard de lei în legumicultura românească, țara noastră e cel mai mare importator de roșii din Turcia, din Uniunea Europeană și pe locul 2 în lume. Cum e aia? Primul pe județ, primul pe țară, al doilea din județ. În timp ce producția românească de tomate e în scădere continuă. Și subvenția asta, poate că părut unora o idee bună la început, deși, în esență, subvențiile nu fac decât să intervină în mecanismele de piață și pe termen lung au efecte perverse. Dar, să zicem, a apărut o idee bună la început, dar pomparea atâtor bani în legumicultura a atras, de fapt, roiuri de escroci care iau banii fără să cultive nimic și împarci păci ca să ascundă fraudele. Da. Vă reamintesc o declarație foarte onestă, de altfel, a ministrului agriculturii din 2020. Un domn pe care... Petre? Nu, Adrian Oros. Era un liberal, nu. Petre Daia n-a făcut astfel de declarații niciodată. Dânsul este pentru subvenții cât mai mari. Ca și continuatorul dânsului, care vrea nu doar subvenții, și controlul prețurilor. Deci dacă ne gândim că poate fi mai rău de atât în privința prețurilor, da, va fi că dacă o să reușească domnul acesta de la agricultură să-și implementeze planul lui comunist de plafonarea prețurilor și atunci o să fie bursa neagră, piața neagră o să fie cu adevărat forte și penurie. În fine, deci domnul Oros în 2020 declara așa și citez: programul Tomata, pentru care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro în ultimii 4 ani, a avut impact zero. În sensul că în fiecare an statistic importul de tomate a crescut. Spune asta în 2020. Și nu l-a băgat nimeni în seamă și situația a continuat să se agraveze. Iată ce mai spunea atunci ministrul agriculturii, acum 4 ani. În foarte multe locuri, programul Tomata a fost fraudat masiv. Doar la un singur control, într-un singur județ, am găsit anul trecut 417 dosare fictive. Un singur control într-un singur loc. S-au dus într-un județ și au zis, ia să vedem dosarele. 417 dosare fictive acum 4 ani. Și după aia, evident, s-au mai liniștit cu controlele astea atât de ostile față de poporul român. Așa că nu putem decât bănui cam cât se fură din acest program. Și o arată și rezultatele. Cam cât se fură, cu cât mai mulți bani din buget sunt băgați, cu atât mai puține roșii se produc. Și n-ar fi normal, n-ar fi firesc ca finanțatorul acestui program să facă o analiză serioasă pe rezultate și să ia niște decizii? Sigur că așa ar trebui, dacă ar fi vorba de bani privați. Adică dacă tu îi plătești pe unii să-ți facă ceva și pe măsură ce le dai mai mulți bani, descoperi că se face din ce în ce mai puțini, nu începi să-ți pui niște semne de întrebare? După o lună, două, după 6 ani,
După 8 ani, că cred că din 2016, nu-mi dau seama, cred că 2016 a început. Bă, după 8 ani nu încep să te întreb, bă, ceva nu funcționează cum, câte secole trebuie, știi? Dar de ce s-ar deranja, evident, guvernații să curme o fraudă cronică și care se agravează pe bani publici? Că, în fond, hoții sunt partea sistemului. Clientela abonată la țuțuroiul cu bani de la stat. Ce ai nebunit? Cum să închizi robinetul? Păi toată clientela din ce se mai îmbogățește? Deșteptarea